Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus la Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea uneia din viței până la Dan. Suntem la Dan, în locul în care Ieroboam a instaurat ceea ce Biblia numește calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Și aici este o descriere a locului cu altarul în față, care îl vedem aici, altarul lui Ieroboam, și cu high place, locul înalt de închinare. Aici erau camere pentru preoți și în față, chiar dacă Israelul a fost cucerit, în perioada greacă, grecii au folosit locul pentru că probabil considerau că are puteri și au înconjurat cu un zid. Zidul din față este făcut de greci mai târziu, câteva sute de ani. Vom intra acum să vizităm locul de închinare. N-am fost niciodată, nu știu ce voi vedea. Este și pentru mine surpriză. Aici este probabil un loc de spălare, așa cum era bazinul, poate vorbesc prostii. Nu știu, dar aici este locul altarului. Este schematizat, arătat coarnele altarului din inox, dar ele erau din piatră. Treptele altarului pe care se urca la altar și vedeți că e foarte frumos sculptat și s-a investit aici bani serioși. Și când lumea vede atâta investiție, ce sigur trebuie să fie ceva acolo și astăzi este la fel. Oamenii se închină la ceva, trebuie să fie ceva. Nu își pot imagina că Dumnezeu nu așteaptă temple, nu așteaptă ziduri, nu așteaptă cărămizi, așteaptă inimi și nu inimi de piatră, ci inimi moi, inimi de carne, inimi care să se poată mula spre ascultarea de El. Ne ducem acum spre locul înalt și au zidit locuri înalte. Este chiar în spate muntele Hermon, probabil o să le vedem aici, nu avem voie să mai intrăm, dar ne urcăm pe scările de acum 2000 și vreo 800 de ani, dacă nu greșesc, poate mai mult. Aici este locul înalt de pe vremea lui Ieroboam și acolo este muntele Hermon, la care sper să ajungem și să dăm și de acolo niște explicații. Aici este altarul lui Ieroboam.